E nevoie să-ți placă fotbalul pentru ca el să-ți se strecoare pe nesimțite în viață. Că e vorba de imnul devenit hit al unei cupe mondiale, de vedetele lui care ne populează reclamele sau de folclorul urban, cine n-a spus măcar odată să fie bine ca să nu fie rău, fotbalul e mai tot timpul prin preajmă. însă Cupa Mondială din Qatar, prima organizată într-o țară arabă și prima care se joacă iarna, iese puternic și nefericit în evidență. Stadioanele construite în grabă au devenit cimitire pentru mii dintre oamenii care le-au ridicat. FIFA, asociația care conduce fotbalul global, l-a pierdut pe drum pe foarte controversatul președinte Sepp Blatter, iar unii dintre fani se întreabă sincer dacă nu cumva a te uita la meciuri înseamnă a fi complet. Ce trădează, așadar, campionatul mondial din 2022 despre felul în care e croită lumea în care trăim? Cum s-au confruntat jucătorii și tehnicienii cu realitățile cumplite ale organizării campionatului? Ce poate să facă și ce va face publicul? Răspunde în acest episod Radu Paraschivescu, scriitor, ziarist, microbist. Fotbalul e un fel de oglindă, iar Qatarul e un fel de oglindă a fotbalului la ora asta. Noi avem și în viață de multe ori reflexul de a întoarce cap când se întâmplă ceva urât. După părerea mea, ar fi trebuit să se intervină prin boicot încă de la declanșarea scandalului Blatter. Sunt Filip Stan David și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Paraschivescu, mult a fost, puțin a rămas, și puține cupe mondiale au pornit direct cu îndemnuri la boicot. Vă aduceți aminte dacă a mai fost vreun turneu final atât de contestat, chit că a și fost timp să fie contestat mai bine de un deceniu? Îmi aduc aminte că a mai existat o contestare mai degrabă națională decât globală, la Cupa Mondială din Mexic, din 1986, când Mexicul tocmai trecuse printr-un mare cu tremur. Or, opiniei publice s-a părut că n-ar fi oportun ca după o asemenea nenorocire, când încă erau morți peste morți, Mexicul să găzduiască o ediție de Cupa Mondială. Și țin minte că la meciul de deschidere, Miguel de la Matril Urtaro, care cred că era președintele Mexicului atunci, a fost întâmpinat cu un val de huiduieli. El n-a avut de spus decât două, trei fraze, dar frazele acelea au fost înecate de huiduiele, de fluierăturile, de vorbele mai puțin mieroase ale publicului. Aici e cu totul altceva. Invitații la boicot, cum spuneți, au început din timp, pentru că tot din timp se știe câte potlogării s-au făcut și vedem acum cum șefii de pe atunci ai fotbalului mondial pozează în făpturi boreale. Ridică palmele și spune, n-am știut, alții au făcut-o, și ce face Joseph Blatter acum vine în contradicție cumva cu ce face Gianni Infantino, căruia cred că îi s-ar potrivi mai bine Infantilo ca nume, actualul președinte. Actualul al președinte, FIFA. da, pendulează între prostie și cinism, având grijă uneori să le completeze, să le mixeze și să declare lucruri enorme din categoria ar fi bine ca pe durata Cupei Mondiale Rusia și Ucraina să înceteze ostilitățile. Vast program, într-adevăr. Da, 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 adică dacă de gol ar trăi, ar jubila, <laughs> spune, uite ce urma Eu E o cupă mondială amenințată, e o cupă mondială în pierdere de interes de când s-a știut că ea va fi organizată de Qatar, de un stat minuscul altfel, dar în condițiile astea vezi ce face puterea banului și vezi cum se ramifică fenomenul ăsta al corupției, pe care noi îl deplângem la noi în țară, e purcos, da? dar care, iată, poate dobândi dimensiuni aproape de negândit. V-ați hotărât ce faceți anul acesta? Vă uitați sau nu? O să mă uit, pentru că e boală grea fotbalul și dacă văd un chindia mioveni, o să văd și <laughs> Brazilia Serbia, Serbia. asta o să mă sacrific. Dar o să mă uit cu un gust amar din capul locului. Dincolo de scandalurile de organizare, mai sunt și scandalurile de altă natură. Una în ce privește încălcările flagrante ale drepturilor omului, cu bătaie spre sclavia Primitivă, Modern, modernă, dar și modernă, primitivă, dar primitivă da. în, în resorturile ei. Altele legate de felul în care o informație ajunge să transpire și emițătorul ei este eliberat din funcție, a fost cazul ofițerului de presă al Federației Catareze, care a vorbit la un moment dat despre plicuri și despre actele de corupție și despre gesturile de bunăvoință. Ale mai marilor din structurile FIFA, iar doamna Somnișoara respectiv a fost schimbată în procedură de urgență pentru că și-a permis să spună un adevăr. Atunci când te gândești la marile puteri din fotbal, Qatarul chiar nu are cum să-ți apară nu. în minte. În clasamentul FIFA al Naționalelor Masculine e pe locul al 50-lea în prezent. Cu trei poziții peste România însă. Deocamdat. Nu s-a calificat vreodată la turneul final Qatarul, participă da. acum, evident, doar ca țară organizatoare. Și totuși în 2010, această mică și foarte bogată țară din peninsula Arabă a câștigat dreptul de a organiza Cupa Mondială. Este Qatar! Deși da. nici nu prea avea infrastructura necesară. Please The delegation of Qatar. Cum de reușește Qatarul o asemenea lovitură? Pe prin bani și petrol, simplu. Sunt cele două pârghii care pun în funcțiune toate mecanismele corupției și interesării sau cointeresării. Lanțul slăbicinilor, diaconească, episcupească, deci caragele e catarez. Și Qatarul este o țară bancomat. Se știa deja, ori o țară bancomat poate să facă orice. E greu de priceput cum de nu a existat un boicot din capul locului. Adică federațiile naționale. naționale, mai ales cele puternice, cele europene care sunt cele mai puternice, ar fi trebuit să spună din capul locului nu. De fiecare dată Cupa Mondială s-a ținut vara. La voi vara există un imens cuptor în care mor oameni dacă sunt lăsați să alerge. Nu se poate muta iarna. Pentru care însemna să ne. Dăm, peste camp în naționale. Ceea exact. ce se întâmplă? Și asta se întâmplă. Deci, atât de mare au fost plicuri atât de groase au fost. Totuși interesant de data asta e că mai multe oficialități judiciare din lume au început să ia la puricat afacerile FIFA în 2015 un mega scandal de corupție s-a și lăsat cu 12 figuri din prima ligă, linie. să spunem, mm -hmm. prima linie a FIFA asaltate și evident cu căderea lui Sepp Blatter. Da. Multe pot să fie spuse și s-au spus multe da. despre Sepp Blatter, dar răposatul Maradona mi-aduc aminte, la caracterizat scurt <fie> și <fie> hâtru. A unul cum a jucat 4 mondiale. Mă scoate din sărite, spunea că eu am alergat după o minge la patru cupe mondiale, iar Blatter alergă după șampanie. Blatter corriu atrat de un șampan. Ah, absolut, da, e o imagine frumoasă multă Cământ, șampanie c -a, c -a. multă oho și dau impresia că o beau de sete Sigur că blatera a căzut, trebuia să cadă, dar asta n-a rezolvat problema, pentru că la șefia FIFA e un fel de hidră, e un balaur cu multe capete, îi tai unul, cresc altele în loc și ai de partea cealaltă șefii de continent, crocodilii bătrâni, care nu se vor potoli niciodată și pe care eventual sentințe cu executare îi mai pot face să se retragă, să facă un pas în spate. Partea proastă pentru noi cei care ne uităm la fotbal din plăcerea pură a spectacolului este că plăcerea asta e umbrită și este trecută în plan secund de vorbăria din jurul mă lucrurilor și sunt multe mă atrapați lucruri, sunt lucruri grave, gravisime, care culminează cu farsa asta isterică din Qatar, care eu nu-i văd uh, sfârșitul în lanțul corupției. Cel puțin deocamdată nu există vreo dovadă indubitabilă bătută da. în cuie sau vreo sentință care nu, să spună exact. că în cazul Qatarului e, domnule, vorba de corupție. Da, și asta iarăși e, e de mirare, pentru că, în mod normal, la câte ticăloșii și conivențe au existat în cazul ăsta, ar fi trebuit să apară și dovezile palpabile și de necontestat, dar iată că ele nu apar. Și corolarul acestei farse este că finala va avea loc de Ziua Națională a Qatarului. Ca să ne lase cu amintire plăcută. Ceva mai repede s-a mișcat inițial parchetul din Franța, care l-a și reținut pe Michel Platini, mm -hmm, o da. legendă a sportului. L-am jucând de la debut. au cœur de l'enquête. Un secret à l'Élysée. Povestea, foarte pe scurt, e următoarea. Fostul președinte al UEFA, forul fotbalistic european, iese într-o zi de noiembrie 2010 la prânz, taman la Palatul Elisee, sediul președinției. Autour de la table, Nicolas Sarkozy. O companie la... foarte selectă acolo, președintele în exercițiu atunci, Nicolas Sarkozy, actualul emir al Qatarului. Și le prince héritier Tamim, devenu emir du Qatar. Iar în decembrie, inclusiv inclusiv cu votul lui Platini, 14 la 8 votul acela, Rusia și Qatarul câștigă dreptul de a organiza cupele mondiale din 2018 și 2022, ceva mai târziu, Qatarul cumpără echipa favorita a lui Sarkozy, Paris Saint-Germain. Și o coincidență, da. Iar compania Airbus vinde 50 de avioane operatorului aviatic Qatar Airways. Da. Doar niște fericite coincidențe da, absolut, aici, nu? sigur că da. Dar da, da, așa s-a nimerit. Sigur, dar lucrurile astea sunt deja știute de o lume întreagă. La un moment dat vom afla că anumite fapte s-au prescris, alte fapte n-au fost chiar așa și până la urmă nu știu, se întâmplă ceva cu Nicolas Sarkozy? A mai trecut a, el pe la parchet și la din alte parchet. motive. Da, 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 din alte motive, da, dar aici a organizat-o cine sau a fost o gazdă curtenitoare. Ne întrebăm, de fapt, ce mai înseamnă fotbalul în condițiile astea. Înseamnă doar uh, posibilitatea unor oameni de a spori spectaculos averile? Înseamnă doar un prilej sau o scurtătură pentru mârșăvii? Trafic, trafic de influență, spus abrupt? Da, 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 da. Sigur că acum, de duminică încolo, sau mai degrabă de luni încolo, în ideea că deschiderea nu e glorioasă, vom fi cu cuplați la câtă tensiune are această cupă mondială pentru noi, mai ales pentru noi, care ne uităm detașat, știm că nu avem nicio treabă în toată afacerea, știm că nu vom avea probabil. A, ah, s-ar putea să avem, pentru că asta este ultima ediție cu 32 de echipe. Din 2026 vor fi 48. Surinam are deja o șansă, Bangladeshul la fel și s-ar putea asta să fie totuși o treaptă intermediară către participarea noastră, adică în momentul în care se va decreta obligativitatea prezenței la turneul final, atunci nu vom mai putea să ne opunem și vom trimite ceva care să semene a echipa națională, ceea ce noi în momentul de față nu avem. Să ne amintim la turneul final Euro 84, la care noi iarăși am participat cu Lucescu, antrenor, au fost 8 echipe și să facem comparația cu ce avem acum și la Turneul final european și la Cupa Mondială. Campionatul european, să nu uităm, s-a jucat anul trecut aproape pe un continent, exact. ceea ce este un scandal logistic și adică au fost oameni puși să meargă de la Bilbao la Baku, că două încep cu B, sunt niște lucruri de nepovestit, pentru că fotbalul sigur trebuie să se dezvolte. Ni s-a dat ocazia pe care noi am fructificat-o de a fi gazda care lipsește de acasă când vin musafirii, <laughs> adică noi și Azerbaijan am reușit. Hai la mine că tot nu da, sunt că tot, acasă. că tot plec, da acum după goanga asta care bănuiesc că nu se va repeta la Cupa Mondială nu știm ce va urma. Bun, știm că va urma un organizator comun nord-american. Dincolo de asta, mie mi-e foarte greu să-mi închipui, cum va arăta FIFA? Se va putea primeni de adevăratele Dincolo de panglicile astea retorice, dincolo de clișee, dincolo de toate lucrurile astea de care nu putem scăpa, va putea ea oferi un chip cât de cât Plauzibil de acum încolo acum controversat sau nu un astfel de proiect odată câștigat înseamnă bani cu ghiotura în economia celui care l-a câștigat în Doha capitala Qatarului nu era metrou acum este autostrăzi și un nou aeroport au răsărit la propriu în Na. deșert. S-au ridicat noi și noi hoteluri, și așa mai departe. Chiar și orașe. Și au mai murit, după da. estimările unor asociații civice occidentale, 6500 de oameni. Da. Din care Qatarul mi se pare recunoaște 130 sau 300 ceva de genul. ăsta. Ultima dată când verificasem eu, oficial erau 3. 3. E, e o cifră, cifra 3, pentru că, iarăși, schimbând unghiul cu totul, un contestatar puternic al pandemiei. De aici din România, a spus că în Lombardia au murit trei oameni. În pandemie și că restul a fost făcătură și pământul nu s-a căscat sub el. Am spus atunci că m-aș fi oferit să fac servicii de interpretariat, uh -huh. dacă omul respectiv vine cu mine în Lombardia și spune povestea asta într-o piață publică de undeva din Bergamo de pildă. E trei, Ok. Acum nu știu, poate că și rapoartele occidentale sunt uh, umflate, poate. N-am nicio dovadă, dar oricum acolo s-au petrecut orori. Oricum, acolo oamenilor li s-au reținut pașapoartele. Nu au fost lăsați să plece din locul în care fuseseră aproape închiși au fost siliți să lucreze în condiții oribile, fără norme elementare de protecție a muncii, cum se spune pe la noi, cu toate riscurile posibile, Fără un program omenesc fără de muncă, un program, sigur. se termină da. munca atunci da, când spune da. șeful că da, se termină. Da. Și dacă șeful nu spune, asta e. Murim, păi da, odată tot trebuie să murim, nu? Nimeni nu e veșnic. Toate lucrurile astea în mod normal ar fi fost motive de boicot. Dar încerc să înțeleg ce ar fi însemnat un boicot. Brazilia, Argentina și încă una, plus Franța, Anglia, Italia, Spania, Germania, Olanda, Portugalia, ar fi spus: Noi ne retragem. Ce s-ar fi întâmplat? Le-ar fi pedepsit pe toate 10? Greu de închipuit, nu? Da, da. Englezii au avut asemenea zvâcniri și au făcut toate declarațiile publice posibile cu privire la spiritul malefic care va plana asupra Qatarului. Inutil. Sigur, englezii fiind, printre altele, o actuală țară nedreptățită de câteva ori când era favorită la organizarea competiției și când a fost șuntată pentru că... În favoarea Rusiei. Rusiei, ultima dată, da. Însă, am auzit și contraargumentul, potrivit căruia legile care permit exploatarea sălbatică a acestor persoane foarte sărace și fără drepturi, sunt o moștenire a perioadei în care catarul era partea Imperiului Britanic. E adevărat, da. E Occidentul sau nu nițelul și ipocrit? Este nițelul și ipocrit, firește, dar uh, echipa de astăzi a Angliei vă va spune că n-are nicio legătură cu Imperiul colonialist, n-are nicio legătură cu ce-a făcut Anglia, ce-a făcut Imperiul Britanic cu 100 de ani în urmă sau cu 80 de ani în urmă. Și judecând strict argumentul ei, da, are dreptate. Totuși, în Qatar a fost Imperiul Britanic, dar ceilalți nu prea au fost. Ceilalți ce păzesc. Pe mine asta mă îngrijorează, că n-a existat nici măcar o solidarizare inițială împotriva acestei organizări. Au fost carteli, au fost declarații comunicate de presă, au fost interviuri. Naționala Angliei a făcut, mi se pare, un soi de cantonament în care să fie pusă la curent cu ce se va întâmpla în Qatar, cum vor arăta lucrurile, și Jordan Henderson a ieșit și a spus: E incredibil. Se va fi gândit pe semne și la fanii englezi care, odată și acolo, câți vor fi, nu vor putea avea comportamentul din Birmingham sau din Wolverhampton. Cam da. greu să bei ca vineri da. noaptea în Londra, nu prea se poate. în Doha. Da, nu prea se poate. Măcar acum 20 de ani la Seul se putea, pentru că sud-coreenii au obiceiul de a se face praf în weekend, nu mai poți să stai de vorbă cu ei. Mi-au spus cei care au fost acolo ca ziariști: vineri scapă ca din pușcărie și se duc pentru că muncesc atât de mult în timpul săptămânii, cât în weekend se transformă în neoameni, adică beau până la abrutizare, dar măcar pot să o facă. Aici va fi nevoie de circumspecție. Sigur, catarezii au Hai să zicem relaxat un pic legislația și a spus, doamne, se va putea bea cu măsură. Dar nu porcește. Nu porcește, fără pantaloni scurți, fără mai știu eu ce culori pastelate pentru doamne și mi-aduc aminte că există țări islamice în care există trotuar pentru femei și trotuar pentru bărbați, lift pentru femei și lift pentru bărbați. Prin urmare, cam ăsta este mediul în care se va juca această cupă mondială. Ați invocat nevoia de schimbare pe care o tot aduc în discuție între alții organizatorii acestei cupe mondiale. Chiar fratele actualului Emir, imediat după anunțul din 2010 al lui Sepp Blatter, a vorbit despre asta. President Blatter, Mohamed bin Hamad Al Thani, spune așa. Thank you for Mulțumesc pentru că ați crezut în schimbare, mulțumesc pentru că ați crezut în promovarea extinsă a sportului, pentru că ați dat Qatarului o șansă. Nu o să vă dezamăgim, veți fi mândri de noi și de Orientul Mijlociu, vă promit asta. Ce credeți că atrage totuși autocrațiile și dictaturile către organizarea unor evenimente sportive de asemenea magnitudine și importanță? Păi în primul rând, forța pe care o are fotbalul ca poveste. Fotbalul este un sport prin excelență povestibil. Chiar și un meci din Amoshep și din Cupă poate fi povestit, sigur, cu eforturi din partea povestitorului, dar el poate fi povestit. Un meci de fotbal are poveste, are plămadă și este acel sport în care, după părerea mea, se văd cel mai bine ticăloșia, eroismul, naționalismul, drama, cavalerismul, se văd toate. E ca în viață, adică. E ca în viață e, și e ca în cei trei muschetari. E cartea care îți arată tot. Fotbalul este sportul care îți arată tot și asta, calitatea lui de a fi povestibil, îl face universal. Oricine dintre autocrații sau teocrații acestei planete știe că ăsta este un uriaș rezervor de popularitate și că fie și în condiții constrângătoare organizarea unei asemenea competiții pe lângă că îți aduce mușuroaie de bani îți aduce și o faimă bună ajungi să fi privit într-o lumină ceva mai blândă chiar dacă tu ordoni decapitări în piețe publice ordoni, dar uite vine Neymar să joace uite da. vine Messi și cred că aici se joacă o bună parte din miză nu toată miza. Miza, firește, este financiară. Există vechea vorbă românească, ban la ban trage și păduchie la păduchie. Uh -huh. Qatarul este o țară cu resurse imense, o țară mică cu resurse mari. Acum ea își va spori resursele, dar nu știu câtă lume va mai ține cont peste ani, măcar de sacrificiile umane care s-au făcut pentru această cupă mondială. Acum, da, fierbe. E de văzut când se va juca în Mexic, Statele Unite și Canada, următoarea ediție. Va mai fi rămas ceva din uh indignarea unora, la fel ca în marile scandaluri de corupție din alte sporturi, la fel ca în marile cazuri de topaj din alte sporturi. Indignarea noastră este vremelnică. Cât despre amintita nevoie de promovare extinsă a fotbalului, să reținem scurt și replica antrenorului Olandei, lui Van Gaal. in mm -hmm. E de-a dreptul ridicol, spune omul și continuă. Exact, is E un rahat. Da. Turneul din Qatar dar, mai departe, e despre bani și despre interese comerciale, spune Vangal, Asta contează pentru FIFA. And, uh, by, by FIFA. Da, sigur. Mamă, dar el a enunțat ceva ce știa toată lumea, dar poate să fie să declare. Acum, Van Gal e genul de om care nu prea arată interes pentru ce crede el despre el sau despre ce spune. El are deja un profil colțos, da, de om intransigent, de om cu apucături dictatoriale de multe ori și care n-a fost niciodată partizanul compromisului sau eu nu țin minte să fi fost. În urmare, da, e o declarație care sigur, va atrage eventuale antipatia asupra echipei. Odată ajuns echipa acolo în Qatar, s-ar putea să fie huiduită. Când joacă dar altfel, da, dar este secretul lui Polișinel sau cum spunea cineva secretul lui Polișinel expandat. Da. E secretul lui Polișinel pe care nu numai că îl știe toată da. lumea dar îl mai și recunoaște public. Absolut. Ceea ce e de-a da. da. și mă întreb de ce rămân lucrurile neschimbate. Nu știu. Un capăt de ață nu da. s mutat. Da. Sunt prăpăstios sau cinic dacă spun că până la urmă catarul e în mare măsură o fotografie foarte clară a felului în care funcționează lumea în 2022? Cam așa funcționează, da. Fotbalul e un fel de oglindă, iar Qatarul e un fel de oglindă a fotbalului la ora asta. Noi avem și în viață de multe ori reflexul de a întoarce cap când se întâmplă ceva urât. Acum, n-am întors capul de tot, am făcut niște declarații, dar lucrurile vor merge în continuare. Repet, după părerea mea, ar fi trebuit să se intervină prin boicot încă de la declanșarea scandalului Blatter. Mă gândesc că nici în Rusia n-ar fi trebuit să se desfășoare totul atât de senin. Există celebru film și celebru clișeu Viața merge înainte pentru cei morți mai puțin și lumea va pune în opere din nou clișeul ăsta și își va vedea de treabă. Cât de aglomerată e intersecția dintre fotbal și politică și mai poate acest sport să producă schimbări profunde în societate? Răspunde tot Radu Paraschivescu, revenim imediat. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Nu ne dreptățim pe nimeni, domnule Paraschivescu, dacă observăm, cum o făceați deja, că meciul care deschide Cupa Mondială, Qatar împotriva Ecuadorului, foarte probabil nu anunță o dispută între posibilele câștigătoare ale turneului. Dar dacă fotbalul chiar e lumea în miniatură, să ne așteptăm ca la acest turneu marile puteri să-și împarte prada? Așa ar fi logic, dar logicul nu guvernează nici măcar în viață, dar îmi te fotbal. mai puțin da, fotbalul. Da, doza de imprevizibil e mare. Sigur, ăsta se anunță un meci sărbăt. S-ar putea să nu fie. S-ar putea să avem surpriza ca Ecuador și Qatar să joace un fotbal sideral. Greu de crezut, dar s-ar putea. În rest, argumentele par să ducă spre o victoria uneia dintre favorite. Brazilia, Favorita Franța. e Brazilia. Favorita e Brazilia pentru că a venit cu un lot cel puțin în ofensivă, înspăimântător. Citești ce acolo și te apucă niște furnicături. Gabriel Jesus, Arsenal, Neymar, PSG, Rafinha, Barcelona, Rodrigo, Real Madrid, Viniciu Junior, Real Madrid. Este un lot atât de bogat încât Firmino nici n-a mai avut loc. A fost lăsat acasă. Nume 1 și 1, de atac nu mai vorbesc. S-ar putea ca șubrezenia Braziliei să constea în mod tradițional în defensivă, unde sunt aduși din salonul geriatric al fotbalului Dani Alves și Thiago Silva și s-ar putea să și joace. Ai Argentina care firește că trebuie luată în considerare pentru că și ea este o producătoare de talente și de echipe care pot concura în varianta Argentina A, B și C și pot câștiga grupe. Nu știu dacă Lionel Scaloni este un selecționer capabil, jucătorii spun că ar fi capabil să țină vedetele astea într-o tensiune de competiție optimă. Franța, da, Franța nu trebuie scoasă din calcul sub nicio formă, deși a pierdut doi jucători la mijlocul terenului, pe Pogba și pe Cante, care erau motorașele echipei și ai atacul care într-adevăr dă fiori când spui Griezmann, Giroud, Benzema, Mbappé, te mai gândești dacă nu cumva și Franța e favorită. E favorită. Anglia, nu știu ce să spun. Pe mine Anglia nu mai impresionă niciodată. Germania are și ea niște accidente, are și niște retrageri din echipă. Belgia mi se pare o promisiune mai puțin conturată decât la ediția trecută. Belgia este o țară mică și cu talente multe, dar nu știu dacă va putea face treabă la ediția asta. Olanda e cam în aceeași situație, cu un antrenor bun, un antrenor de rezultat, dar cu o echipă la care numele încep să se amestece între ele, nu mai știi cine pe ce po joacă. Ai câteva constante și acolo în echipa, ai câțiva jucători pe care îi recunoști oricând, dar Olanda pare să fi coborât ca nivel, mi Olanda mi se pare în declin. Dintre europeni, mai mulți iau serios în calcul să joace cu banderole în culorile curcubeului și cu mesajul One Love, o aluzie clară la da. situația minorităților sexuale și nu doar din Qatar, mm -hmm. din da, întreg da, 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 Orientul Mijlociu, exact. dacă e să fim sinceri. Mm -hmm. Capitanul Angliei, Harry Kane, spune că prea multe în plus nu s-ar putea face. Când porți banderola pe cea mai mare scenă din lume, la un eveniment televizat pretutindeni, e cert că gestul o să aibă impact. Facem și noi ce putem ca să ajutăm spre rezolvarea unora dintre problemele din Qatar. Mi se pare mie sau suna am făcut și noi revoluție cum am putut. Da, 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 da. Adică, bom, atât s-a putut. E un gest uh, de coloratură, după părerea mea. E bine că a fost făcut, dar care nu cred că va avea un impact. Credeți că legislația din Qatar va fi sensibilizată de niște bucăți de cârpă în culorile curcubeului mă să fim Da. Dar apropo de banderole, capitanul Poloniei, Robert Lewandowski, va purta una în culorile drapelului ucrainean. Mai ales că să nu uităm, ei uh, au cel puțin istoria recentisimă, un trecut armonios împreună, dar iarăși și un gest care ține de romantismul fotbalului și de o reverență fără eficiență, pentru că Vladimir Putin nu va fi impresionat de banderolul Lewandowski, el își va continua atacurile, dar da, la nivelul baletului de protocol, sigur, sunt bune și aceste mici manifestări de solidaritate. Dar, dincolo de ele, mai poate fotbalul să pretindă că există și că funcționează într-o bulă apolitică? A, A funcționat nu... vreodată așa? Poate la început, poate la primele ediții când veneau europenii cu Transatlanticul, cu Conte Verde, poate. Atunci da, și când veneai pe bază de invitație, nici nu existau calificări la început. Acum însă nu. Îmi aduc aminte de episodul pitoresc al meciului Franța cu Veit din 1982, când șeicul cu Veitului a coborât din înaltul tribune ca să conteste un gol. Marca de Franța. <laughs> Și asta este ceva de film, adică să vezi, pădita mea îmbalat în toate cearșafurile, coborând, luându-se la ceartă cu un arbitru care cred că era sovietic, mă rog, ucrainean. Stupar. Tot ucrainieni. Că, tot ucrainieni. Tot ucrainieni. Și culmea, convingându-l să anuleze golul, că asta este frumos. După care Franța a mai marcat odată al patrulea gol și vreo doi francezi s-au uitat spre lojă cerând aprobare. Se pune intervine politicul, a intervenit dintotdeauna, intervine și Însă să nu uităm că până la urmă campionatul mondial de fotbal este un spectacol la scară planetară. Da. Sunt unii care spun că e cea mai urmărită competiție sportivă din lume. E posibil. Fără vedete pe măsură nu prea se poate. E cel mai probabil ultimul mondial din cariera lui Lionel Messi. Take a look at this again, people! The most complete footballer the world has ever seen. Și ultimul din cariera lui Cristiano Ronaldo. Așa sperăm, așa sperăm, da, da. Ce-ar mai avea de dovedit cei doi? Păi Messi ar avea de dovedit că poate face ce-a făcut Maradona. Să și câștige un mondial. Da, 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 pentru că el de dovedit nu are ce să dovedească. A luat balonul de ori de atâtea ori, a fost un fotbalist excepțional. La ora asta este un fotbalist foarte bun. A reușit după adaptarea nevoioasă să intre în formula de succes de la PSG, din jucător care nu trebuie să dovedească nimic, pentru că le-a făcut cam pe toate. Sigur că în opoziție cu Cristiano Ronaldo, el a fost întotdeauna băiatul bun politicos fără gel în păr, așa. Ăsta a, a fost uh, Narcisiacul, care schimbă mașinile ca pe șosete, care se uită 10 ore pe zi în oglindă, care trage de fiare ca un apucat și care în general e băiatul rău. N-are el niciun tatuaj, dar tot băiat rău e lumea trecându-i sub tăcere cauzele umanitare pe care le semnează. E de așteptat să fie ultimul turneu pentru amândoi, pentru că amândoi își vor face de servicii dacă vor continua. Amândoi sunt în picaj. Cristiano Ronaldo are măcar un titlu european cu echipa luată în 2016, într-o finală cu Franța, în Franța. Culmea este că Portugalia a câștigat fără Ronaldo, care s-a accidentat. Exact, da, da, da. Dar dacă vor continua după Cupa Mondială la echipa națională, vor începe să piardă din capitalul enorm pe care l-au și Messi și Cristiano Ronaldo. Cu ar fi să lase locul altora. Pentru Messi este ultimul tren spre gloria mondială Pentru că el a fost în permanență comparat cu Maradona N-ai cum, odată da, ce da, ești da, da. fotbalist în da. naționala Argentinei a, Așa, și dacă mai ești și brune și stângați <laughs> Câți n-au fost nouă Maradona? Ho, vai, de dar nici trebuie să fi stângați Au fost atâția și atâția Încât pentru ca această comparație să-i devină favorabilă în sfârșit lui Messi Argentina va trebui să câștige E greu de crezut că o va face are jucători, dar nu mi se pare o echipă de calibru Braziliei sau Franței. Dincolo de prestația de pe terenul de fotbal, până la urmă, domnule Paraschivescu, reușește fotbalul cumva, chiar și în această perioadă, să-și mențină rolul de sport de masă și sport al maselor. Uh -huh. Aș da un singur exemplu. Marcus Rashford, în Regatul Unit, reușește să facă guvernul Boris Johnson să nu renunțe la mesele gratuite oferite în școli. Da. De schimbat legislația în Marea Britanie, în secolul XIX o schimba Charles Dickens, mm -hmm. Mm -hmm. publicând da. romane da. Iată, realiste industriale. Cât de departe, însă, în acest moment, 2022, ați spune că suntem de activismul pro-democratic? al unei legende precum Socrateș brazilianul. Suntem de părtișor. Socrateș a funcționat într o perioadă în care tipul ăsta de atitudine era încă posibil, în care te puteai mișca relativ liber. Socrates este una dintre figurile luminoase ale fotbalului și păcat, bun, s-au făcut documentare despre el, dar păcat că el nu este scos din când în când din cutie și oferit generațiilor care au acum 20 de ani, 30 de ani. Dar ce -a film are și din povestea da, asta? Da, 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 un medic cântăreț și protestatar și avocat al săraci, și un fotbalist clipitor fumând două pachete da, de da, țigări da, da, înainte da, să da, intre da, în meci. Da, da, da. Dar da, intra în meci alături de Zico, de Falcao, de Eder, <laughs> de Junior. Aia, o echipă solară, este marea mea rană din fotbal. Brazilia 82. Mie mi s-a părut cea mai frumoasă echipă din istoria fotbalului, atâta cât am văzut eu. Și uh, refrenul care a circulat în marginea acestei echipe este echipa care nu a câștigat niciun trofeu, dar a câștigat o lume. Toată lumea a plăcut Brazilia 82. Iar e eu pe Eder l-am văzut cu doi înainte de Cupa Mondială din 82 la Timișoara, într-un amical Poli Atletico Mineiro. Când a tras o dată și a rupt o bară. Bara era un pic putre de să recunoaștem, <laughs> dar asta nu <laughs> diminuează forța șutului. Da, nu cred că o poziție de tip Socrateș de atunci, din anii aceia sau chiar din anii 90, ar mai fi posibilă acum, pentru că fotbalul e altul decât acum 30-40 de ani, rigorile lui sunt altele, Publicitatea, contractele, clauzele sunt altele. Prin urmare, o figură rebel romantică de tipul lui Socrates, cu sau fără pachetele de țigări, hmm. nu mi se pare plauzibil acum. Rashford este un, un zvâcnet individual. Nu știu dacă mai putem pune lângă el altceva. Ar fi în fotbalul feminin, Meghan Rabinow. Oh, ok, da, da, e adevărat. Dar activismul civic de tip Rashford. Nu știu dacă mai e posibil. Media privilegează, unul, rezultatul, recordul, performanța, doi, câștigul, cu ce se alege X sau Y după ce organizează sau după ce triumfă și activismul deja devine, cred, un fenomen secundar ca relatare în media, deși el este important ca atitudine. Gica Hagi fondează o academie de fotbal, crește niște copii, mm -hmm. funcționează pe post de ascensor social până la urmă da. și spune cu profundă îndreptățire mișcați ceva în educație în țara asta pentru că ne ducem naibii. Nu e ăsta mm -hmm. activism până la urmă? Da, da. E un activism interesat pentru că el își pledează cauza până la un punct, e adevărat. Să fim sincer, dar da, asemenea îndemnuri, bine, asemenea îndemnuri nici n-ar trebui să existe. Conducătorii unei țări ar trebui să știe că fără școală, fără carte, fără sănătate, degeaba aspiri la mai știu eu ce năstrușnicii. Tu trebuie să ai baza. Ori sănătatea și cartea fac parte din bază. Să tragem linie, așadar, primul campionat mondial de fotbal găzduit de o țară arabă pornește sub suspiciunea unor înțelegeri profund neprincipiale. Forul tutelar al fotbalului a trecut printr-un șoc major, dacă nu cumva chiar o serie. Qatarul, scrutinizat de toată lumea, a fost intens criticat, pe nedrept susțin oficialitățile din Doha, dar fără să ofere răspunsuri complete un întrebări foarte dureroase și foarte uh -huh. justificate. Se aruncă sute de miliarde de dolari în joc, vreo 200 de miliarde doar până acum numai cu 84 sub întregul produs intern brutal României da. de anul da. trecut. Uh -huh. Iar lumea e așteptată să mai lase de la ea și să se bucure de spectacol. Rămânem și de această dată doar cu spectacolul, și sperăm ca măcar el să fie pe măsura așteptărilor. Vom observa că autoritățile din Qatar au interiorizat înțelepciunea populară românească, mai ales vorba veche și sfântă. Câinii latră caravana trece, deci asta este judecata lor acum, și vom rămâne firește cu amintirile atât cât se poate de marcante ale meciurilor. Vom avea, e desperat, meciuri de poveste. Să nu uităm că în 2014 ai avut un Brazilia-Germania încheiat cu 1 la 7, la care selecționerul german Joachim Löw a fost în pragul unei crize de nervi, că la 7-0 meciul zi l-a ratat ocazia de a face 8-0 și un minut mai încolo a marcat Brazilia, ceea ce a fost un afront. Da? Mai nemțește de da, atât da, da. greu. Ei, a mai fost meciuri de poveste, Brazilia, Belgia din Rusia a fost un meci foarte bun. Finala, Franța-Croația n-a fost uh, cel mai rău meci din lume, deși eu acolo am avut niște obiecții enorme față de arbitrajului Nestor Pitana, care mi-am permis să-i spun Nestor Putana, asta wow. e între prieteni. Așa că vor fi, vor exista vedetele care vor salva competiția. Vor exista meciurile de tip Brazilia-Serbia, se anticipează un meci frumos dintr o echipă care e favorita competiției, cel puțin la casele de pariuri, și o alta care este favorita imprevizibilității, deci o echipă de instabili și de oameni care îți pot face cele mai mari surprize și plăcute și neplăcute. Se așteaptă ceva, o formă de continuitate din partea unei croații împuținate față de ediția de acum patru ani, împuținată valoric, și se așteaptă să vedem cât de neobservată va trece absența Italiei. Să nu uităm că una dintre marile campioane ale lumii lipsește pentru că a scos-o Macedonia de Nord în baraj. Pe urmare, da, vom avea amintiri. Ăsta e și pericolul, că amintirile ne vor face să dăm uitării ororile ați ascultat On the Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de UniCredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să dați de veste unui prieten. Suntem de găsit pe toate aplicațiile importante de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu pierdeți niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Acest episod On the Record a fost realizat împreună cu Anca Simina. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!